Binecuvântat să fie în numele lui Dumnezeu. Cea mai mare frământare a unui predicator, atunci când intră într-o biserică, e care din subiectele care se învârtă în inima și în mintea lui ar fi mai potrivit. Să știți că atunci când vedeți că un predicator care stă pe gânduri și poate ușor frământat, nu se gândește la. Ce afară și se gândește la ce să le spună mai potrivit celor care urmează să-l asculte. În această seară, dragii mei, aceeași frământare s-a dat și în mintea mea. Și am stat aici pe bancă rugându-mă înaintea lui Dumnezeu ca el să certifice și să concretizeze ce-ar fi mai potrivit pentru voi, pentru noi în această seară. Cu atât mai mult, ultimul refren pe care l-am cântat, că omul trebuie să-și păzească credința, că trebuie să fie foarte atent să rămână în credință și în voia lui Dumnezeu. Acest refren, dacă vreți, luați-l ca și un semnal de alarmă al vremurilor noastre. Și a vremurilor care urmează să le trăim. Am să vă citesc câteva versete și vă invit să vă ridicați în picioare, chiar dacă eu mă voi folosi la un moment dat de un pasaj mai lung din Psalmul 51. Vreau să vă citesc câteva versete, să vedeți cam cum arată viața unui om care nu-și păzește credința și care nu e atent la detaliile lui Dumnezeu. Psalmul 51 și voi citi începând cu versetul 14 și ascultați cam unde ajunge viața unui om care nu-și păzește credința. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, Izbăvește-mă de vina sângelui vărsat. Și limba mea va lăuda în durarea ta. Doamne, deschidem buzele. Pentru că buzele unui om cu credința risipită sunt închise, chiar dacă astea fizice le mai deschidem. Deschidem buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jerfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jerfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Mă simt bucuros să fiu împreună cu voi în această seară. Mulțumesc Domnului pentru această oportunitate creată, fratelui Pastor Cale pentru invitația făcută. Și de fiecare dată când stau în fața tinerilor, în mine ceva se activează. Am spus asta de nenumărate ori. Pentru că mi-am pus o speranță și o încredere în generația tânără într-un mod extraordinar. O venit un frate bătrân la mine și o zis către mine, bă, frate, Alin, tu tot zici asta că tu ai pus în credință ăștia tineri, dar noi ce avem? Eu iubesc frații în vârstă, dar i-am dat un răspuns care suna, asta mă întreb și eu, ce mai aveți unii? A zice cineva, frate, Alin, nu-i chiar așa. Vreau să plecăm de la un considerent. Biblia spune că la un moment dat, cei în vârstă vor întineri ca vulturii, corect? Știți ce înseamnă și cum arată un vultur care întinerește? Pentru că ceea ce arată de fapt, să vedeți aici ce, ce superbă e Biblia, ce comparație superbă face Dumnezeu. Ceea ce am spune noi e că pe tineri caracterizează curajul. Nu, ce băi, e curajos, e tânăr, e curajos, are curaj. Din punct de vedere al vulturilor, ăia în vârstă, vulturii bătrâni, sunt cei mai curajoși. La un moment dat poți să-ți dai seama de un vultur că e bătrân, datorită faptului că are curajul să zboare la o înălțime și la o altitudine foarte mare. La un moment dat, Biblia spune că cei în vârstă vor întineri cu acavulturi, adică pe măsură ce îmbătrânești, tu trebuie să devii mai curajos ca să zbori în credință, să mergi în credință la o altitudine mai mare și mai mare și mai mare și mai mare în fiecare zi. Și acum eu vă întreb pe voi în seara asta, generația tânără care îmbătrânește, că ca ai zis-o poezie, face și vreți voi, oricum îmbătrâniți generația asta tânără care îmbătrânește la un moment dat, trebuie să fim foarte conștienți că pe măsură ce trec zilele, săptămânile, lunile, anii, noi trebuie să fim oamenii care în credință să prindem mai mult curaj, mai mult elan, să putem să navigăm, dacă vreți, așa pe piscurile înalte ale lui Dumnezeu și nu cred că e mai super moment ca și acela când să poți să vezi cum vede un vultur de sus? Să poți să explorezi înălțimile extraordinare și să vezi la un moment dat tot ceea ce este jos să le vezi cu alți ochi lucrurile de jos, să poți să te raportezi la ele cu alți ochi, pentru că un vultur care la un moment dat are curajul să zboare foarte, foarte sus, acela nu este frică de absolut nimic. Orice ar veni aici, pe pământul ăsta, ăsta și-a zborul foarte, foarte sus și nu-i frică de absolut nimic. Ei, în credință trebuie să fie la fel. Omul se naște și mergem pe latura asta a credinței, se naște din nou începe cu lucrurile începătoare, o ia de jos, dar la un moment dat el trebuie să crească, să crească, să-l simtă pe Dumnezeu mai mult, să-și dezvolte credința, să poată să-l vadă pe Dumnezeu în adevărata lui măreție și să rămână mai apoi acolo pe piscurile înalte a lui Dumnezeu. Omul care rămâne alături de Dumnezeu în fiecare zi, atenție, pe piscurile înalte a lui Dumnezeu, va putea să-și sfârșească alergarea cu bine. Și să știți că sfârșirea alergării cu bine se vede, se simte. Sfârșirea alergării cu bine are, dacă vreți, câteva caracteristici pe care atunci când te uiți la un om cum a sfârșit, poți să vii cu tot felul de supoziții și de variante, că să vezi că de fapt că nu. Bă, se vede cu ochiul liber, că noi am devenit super specialiști, în am pachetat și uh, situațiile complicate, asta e partea a doua, dar se vede cât se poate de, de, de clar. Omul a venit pe pământul acesta și sufletul a venit în trupul ăsta uman lăsat de Dumnezeu care e veșnic, a venit pentru o bucată de vreme cât Dumnezeul rânduie, să treacă preț de câțiva zeci de ani pe pământul acesta și apoi să se întoarcă înapoi la cel de la care a venit. Asta e, de fapt, planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu e, sufletul a venit de la Dumnezeu, aici sunteți toți de acord cu mine, trece prin viață preț de câțiva ani sau zeci de ani, pentru că sufletul trăiește o experiență nouă, în natura umană, în, în timp limitat, în lumea asta limitată și apoi la finalul acestei experiențe noi să se întoarcă înapoi la cel care l-a tăruit la Dumnezeu. Asta e, de fapt, scopul lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a lăsat omul pe pământul acesta ca să se chinuie și să spună Dumnezeu, bă, la sufletul în trupul ăsta uman, văd eu cum o cumul să răzbească, vedem noi dacă iasă, dacă nu iasă, bă, sperăm cine apucă, cine iasă. Nu! Dumnezeu și scopul lui Dumnezeu și dorința lui Dumnezeu e ca toți oamenii, zice la un moment dat Biblia, să fie mântuiți, ca niciunul să nu piară, dar niciunul, ca tot să aibă parte de același glorios moment al unei reîntâlniri cu Dumnezeul mare și binecuvântat, atenție, inclusiv exprimarea Mea, a unei reîntâlniri, să te reîntâlnești cu cel de lângă care ai plecat la un moment dat. Da, mintea asta umană nu poate să mai înțeleagă de unde am venit. Prin credință ne uităm, ne gândim la gloria lui Dumnezeu, la măreția lui Dumnezeu. Dar romul trece pe pământul ăsta prin viață, preț de câțiva zeci de ani și mai apoi trebuie să se întoarcă din nou la Dumnezeul care l-a dat. Dar, în timpul acesta, omul trebuie să navigheze, dacă vreți, pe piscurile înalte a lui Dumnezeu. Aici pe pământul ăsta, în, în timpul ăsta limitat, în trupul ăsta cu atâtea slăbiciuni, omul trebuie să-l simtă, să-l trăiască, să-l aibă pe Dumnezeu în fiecare moment al vieții. Cu alte cuvinte, omul trebuie să rămână conectat la Dumnezeu și la sursa asta. În momentul în care Omul nu mai e conectat la sursă numit Dumnezeu, se produc tragedii enorme, rămâne în urmă o istorie urâtă pe care oricât am vrea noi să o frumusețăm, dacă n-a fost trăită viața cum trebuie, istoria odată scrisă, nu o mai schimbă nimeni. Tocmai de aceea e foarte important ca omul. Să înțeleagă că viața, zice, e rânduit omului să moară o singură dată. Trece, s-o dus, ai murit, te-ai scris. O, oh, dar noi cântăm. ce viața ta? E o peniță cu care scrii mereu pe un drum și la ultima portiță, tot ce-ai scris, aia rămâne. Pung! Nu mai schimbă nimeni, că viața... În fost și la urma urmei se trăiește se fără gumă de șters. N-ai gumă de șters la viață. Se zici, bă, n-ai radieră. Și zici, nu contează ce fac eu, eu iau guma de șterg și îmi șterg uh, uh, săptămâna trecută. Îmi șterg luna trecută, șterg anul trecut, șterg vorbele de-al Nu mai poți. Ce ai spus rămâne, se scrie, se notează. Că șterg unii uh, istoricul din căutările de pe Google, că șterg unii nu știe istoricul. Le-ai șterg în telefon, ele rămân înaintea lui Dumnezeu. Alea nu se mai șterg niciodată. Tocmai de aceea, dragii mei, pentru că Sufletul trebuie să se întoarcă înapoi la cel pe care l-a cel care dat. Și ca să se întoarcă înapoi la cel care l-a dat, adică la Dumnezeu, omul trebuie să scrie în viață o istorie frumoasă. Dar de ce scriu unii o istorie urâtă? Datorită faptului că, la un moment dat, oamenii buni, așa ca și voi care stau conectați la sursa asta numită Dumnezeu, dintr-un moment de neatenție, în drumul ăsta spre cer, se întoarce înapoi în împărăția lui Dumnezeu, din neatenție, diavolul reușește pentru o bucată de vreme să-i deconecteze de la sursa aceasta numită Dumnezeu. Marea tragedie a vremurilor noastre e că oamenii cred că dacă se reconectează, toate lucrurile intră în normal. Că dacă se reconectează, toate lucrurile sunt perfecte. Pentru că lupta omului este să nu se deconecteze niciodată de la sursa numită Dumnezeu. Ceea ce omul trebuie să fie foarte atent e ca niciodată viața să nu fie deconectată de la Biblie de la Hristos, de la rânduiala Scripturilor, de la mersul spre cer cu demnitate. Pentru că trăim într-o vreme în care trendul este, dar nu-i problemă că ai mai picat, că toată lumea mai pică. Da, nu-i problemă că ai mai păcătuit, că toată lumea mai păcătuiește. Da, nu-i problemă că ai mai mințit, că cine mai scapă cât o minciună. Știi ce e important? E să vii tu acolo înapoi să te pochești. Da, e foarte important momentul ăsta. Dar ascultați-mă, și deconectarea de moment e un pericol catastrofal. Citeam la un moment dat o poveste că eu când am citit povestea asta, am avut așa impresia că am pe atunci au ajuns român în Franța. Zice că s dus, un preot francez a fost mutat de la o parohie mare într-o parohie mai mică, dar pentru că era un duhovnic de suflet, toată lumea merea la el să se spovedească. Și la un moment dat spuneam povestea asta că toată Franța parcă o deveni parohia lui, că vineau din toate colțurile Franței ca să se spovedească la preotul ăsta. Dar vineau o primă categorie de oameni. Ăștia zice că plângeau din mașină, să scuturau de plâns, părinte, am venit să mă spovedesc, am venit să mă spovedesc, zice, uite ce am făcut, am mințit, părinte, am mințit, îți dai seama ce am făcut, am mințit. Bă, și plângeau ăștia de să scuturau de plâns, părinte, am mințit, auzi, părinte, i-am zis la bărbatul meu că m-am enervat pe el să plece să mai vină când îl chem eu, îți dai seama, părinte, ce am putut să fac, bă, își plângeau și plângeau din mai puteau. Părinte, o venit vecină mea și mi-a zis că, o zis că să-i dau un ligian, am scănam, dar am patru, părinte, tu îți dai seama seama, ăștia. Și zice că preotul îi, lua, îi le zâmbea frumos, îi lua în brațe, îi strângea bine și le spunea, du acasă că totul va fi bine. Dar vine a doua categorie de oameni, Eu atunci am scris că atunci au ajuns români în Franța. Vinea a doua categorie de oameni și spuneau, te dădeau jos din mașină, relaxați, părinte, am venit să ne spovedim că am auzit că spovedea e bun o dată pe lună. Și am venit să spunem că mai mint. Am te la mine, care nu minte. Arată-mi unul care nu mint. Pe toată lumea minte, uitau urâ la mine. Toată lumea minte. Auzi, părinte, mai trebuie să-ți mai spun și că mai bârfesc. Ama, stai un pic, stai un pic. Nu există om pe fața pământului să nu bârfească. N-ai cum. De multe ori bârfim fără să ne dăm seama, părinte. Nu există. Mai și bârfesc. Auzi, părinte, zice. Uh, am unul care îl port în inimă, nu-l suport de nicio culoare. Îl port în inimă, nu-l suport. Dar ascultă, am și o parte bună. Nu-i arăt. <laughs> Și după povestea asta, oameni total deconectați de la Dumnezeu, părintele începea să plângă. Și începea să plângă în hohote. Și plângea săracul în hohote și se uita ăștia la el și spunea, părintele, de deci, ce plângi? Și părintele se uita, la ei și le spunea, știți? Voi habar n-aveți în ce pericol vă aflați în tragedia deconectării de un Dumnezeu suveran. Superficialitatea asta vă prăbușește într-o zi. Pentru că diavolul se va lupta în viață să te deconecteze chiar dacă doar pentru un moment. Nu e așa că dacă se ia curentul în casă pentru câteva secunde e un pericol foarte mare să-ți ardă laptopul când se ia curentul sau când vine înapoi? Și ar spune cei de la electrică, ha, bă, că nu e atât de grav, că trei secunde s lua curentul. Ce e așa de grav? Și tu îi spune, bă, 3 secunde, 3 secunde, dar mi-o ars laptopul, 3 secunde, 3 secunde, dar mi-o ars friciderul. da, 3 secunde. Și ar spune alții, bă, nu e atât de grav, o veni, veni curent repede. Din păcate, generația de oameni se deconectează din neatenție, diavolul reușește să-i deconecteze, să-i deconecteze la un moment dat într-o discuție, să-i deconecteze într-un moment de singurătate, să-i deconecteze la anturajul altora, apoi ei se resuscitează, Doamne, uite ce am făcut, uite am picat, te rog, vino înapoi, da, vina. Păi, Hristos te primește. Dar să nu cumva să crezi că deconectarea aia fie și pentru câteva momente. Nu va avea repercursiuni catastrofale. Omul, în drumul ăsta spre cer, la cel care l-a dat, trebuie să meargă conectat într-un mod de 100% cu Creatorului. Vă rog, scoateți din ideologia vremurilor noastre că Dumnezeu nu mai are oamenii. Scoateți ideea că toți au momente de deconectări. Scoateți ideea că mai toți au câte un moment de ieșoare. Nu cred. Eu vreau să cred că mai există oameni, Sfința lui Dumnezeu, care mai pot să mai trăiască pe piscurile înalte a lui Dumnezeu. Oameni a lui Dumnezeu pe care Hristos îi ascultă. Oameni a lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îi primește. Oameni care mai rămân pe picioarele lor, băieți și fete, care mai au puterea seriozității, care mai au puterea maturității, care pot să mai meargă cu demnitate înainte, care pot să mai meargă înaintea lui Dumnezeu cu toată seriozitatea, să rămână mereu conectați la Hristos. O oh, s-a predicat ani de zile, și sistemul super americanizat. Nu-i problemă că tu te tot prăbușești. Important este să tot vii. Da, e foarte bine că tot vii. Eu vreau să atac prima problemă: de conectările alea frecvente. Produc un dezastru în șir. A să vă spun despre istoria unui bărbat al Bibliei, pentru care trebuie să fac subliniere încă de la început că îl iubesc. Ca să nu mă judecați în timpul predicii mele. David. Omului Dumnezeu, care l-a un moment dat Dintr-un moment de neatenție, ceea ce v-am citit o zis eu el și o să vă citesc mai devreme, mai, mai târziu, toată uh, rugăciunea lui la un moment dat. Omului Dumnezeu David, dintr-o neatenție, s-a lăsat deconectat de la voia lui Dumnezeu. S-a lăsat deconectat de la Dumnezeu, sursa tuturor lucrurilor frumoase. S-a lăsat deconectat de la glasul lui Dumnezeu și a intrat într-o indiferență cruntă și deconectarea asta, chiar pentru câteva momente, zile, să le-a costat foarte scump. Pentru că diavolul vrea să te deconectezi de Hristos, să poată să pună în mintea ta câte un pic, câte un pic, câte un pic, sau în perioada aia de deconectare, să te ducă într-un mod în atât de jos decât încât să scrie o istorie foarte urâtă. La un moment dat David asculta și zice Biblia, momentul deconectării lui sau dovada deconectării lui, în timp, în vremea în care toți împărații mergeau la război, David, omului Dumnezeu care era împărat, fiți atenți la sintagma asta pe vremea în care împărații mergeau la război. Ceea ce înseamnă că și David, care era împărat, trebuia să meargă la război. Pe vremea în care împărații mergeau la război, pentru că David s-a lăsat de conectat de voia lui Dumnezeu. David a ales să rămână acasă pe David, dacă împărații merg la război, dacă Biblia spune că împărați, și tu trebuia să fii acolo, te-ai băgat în deconectarea asta, te-ai lăsat deconectat de Hristos, te-ai despărțit de voia lui Dumnezeu, de ceea ce trebuia să faci tu ca și împărat, de ceea ce trebuia să faci ca și omul lui Dumnezeu, dacă vreți. Trebuia să stai acolo lângă ai tăi pe câmpul de bătălie, să-ți aproape de ei, pentru că asta a fost o altă dovadă de conectare lui David. Când s-a îndepărtat de ai lui, e dovada de conectării. Știți cum îi prinde-o pe unii că mai un calcă strâmb? Păi, dintr-o dată, e super prieten cu mine. Fratele Alin, fratele Alin, fratele Știi, dintr-o dată, nu mai văd deja că ah, Păi, deja îi bă, o dată, de două ori, de trei ori. Păi, dar ce ți-am făcut? Și ești așa speriat de bombe. Vino mă încoace, vin aici. Îi văd așa speriat, stresat. Trec pe lângă mine să mă uităm cu coada ochiului. Opa, aici o deconectare. Păi, vin aici, ce s-a întâmplat? Păi, eu, Pretenul tău, eu lângă tine, eu toată ziua te ajut, am stat lângă tine, lângă viață, ce s-a întâmplat? Și pentru întotdeauna văd că bagă capul în pământ și următoarea mea exprimare și propoziție e zi tot. <laughs> și începe, știi frate că mi-a fost greu, că mi-a fost rușine, că n-am mai putut, că a, într-o într expresie simplă, într-o sintagmă te-ai deconectat. Pentru că David, faptul că a stat departe în perioada aia de cei lângă care trebuia să stea aproape, el era împărat, trebuia să stea lângă oștenii lui. Era dovada de conectării, de aceea ce Dumnezeu avea în plan pentru el. Haideți să vă arăt ce dezastre aduce deconectarea de la glasul lui Dumnezeu, de la Biblie, de la sursă, de la Dumnezeu. Când unii oameni iau povestea asta cu deconectarea foarte ușor. Și o mai subliniez încă o dată. Ei spun că dacă vin din nou și se reconectează, nu e nicio problemă. E bine că vii, dar e o gravă problemă că te-ai deconectat. Și ascultați cum arată viața unui om și care sunt pericole și prăbușirea unui vieți în momentul în care un om se deconectează de la sursa lui Dumnezeu. Ascultați! Prima dovadă a faptului că omul s-a deconectat de la Dumnezeu sau primul pericol, de fapt, e că omul își pierde busola morală. În momentul în care David s-a deconectat de la sursă, de la Dumnezeu, de la voia lui Dumnezeu, David a pierdut busola morală. Deconectați de Dumnezeu, de glasul lui, de Biblie, de rugăciune, de părtășie, de cântare, de biserică, la un moment dat omul vrând nevrând, mai devreme sau mai târziu, își pierde busola morală, nu mai gândește în mod normal. El nu mai are orientarea sfântă, el nu mai merge pe drumul bun, el se pierde pur și simplu, e dezorientat. El zice că merge spre cer, că el merge bine, dar de fapt el este un dezorientat cu buletin. El nu mai poate să-și dea seama, băi viața mea merge, hai hui. David nu și-a dat seama. David s-a deconectat și a fost dovada faptului că n-a mai făcut ceea ce ar fi trebuit să facă. Iar mai apoi s-a văzut un dezastru extrem de profund. David și-a pierdut busola morală. David nu mai vedea lucrurile cum Dumnezeu ar fi trebuit să ar fi vrut să le vadă. Un om deconectat de la sursa lui Dumnezeu începe să-și piardă busola morală. Începe să nu mai vadă lucrurile cum Dumnezeu vrea ca să le vadă. Știți cum arată un om deconectat de la sursa lui Dumnezeu, de la Dumnezeu, de la Biblie, când are părtășie, momente frumoase, cămăruța închisă, zilele de post și tot tacâmul pe care trebuie să-l ai un om conectat la Dumnezeu. După ce își pierde busola morală, care zice, cineva aici, pastore, eu nu-s deconectat, eu nu mi-am pierdut busola morală. Atâta vă provoc în seara asta. Faceți-vă doar o analiză simplă. În momentul în care un om e deconectat de la glasul Dumnezeu și își pierde busola morală, prima acțiune pe care omul o face, începe să aibă curiozități ilegale în viață. Începe să fie curios de lucrurile de care Dumnezeu nu-i curios. Dar de ce e curios David de lucrurile ilegale ale vieții? Pentru că era deconectat de la Dumnezeu care să-i mai spună David, ține direcția în linie dreaptă. David, nu te abate nici la stânga, nici la dreapta. David, rămâi pe traiectoria lui Dumnezeu. Și pentru că David s-a deconectat de la glasul și voia lui Dumnezeu pentru o bucată de vreme și a pierdut busola morală, a început să fie curios de lucrurile pe care Dumnezeu le detesta. Și zice Biblia că în momentul ăla David se urcă pe acoperișul palatului, face o plimbare, o vede pe Baceba, acolo la râu care se scălda și dintr-o dată se trezesc în el niște curiozități ilegale, că dacă David era conectat la glasul lui Dumnezeu, dacă mai avea busolă morală, să mai înțeleagă care-i direcția lui Dumnezeu și ar fi făcut partea fără să ajungă în momentul ăsta dezonorant. Și David pune o întrebare, cine este femeia aceasta? David, ce-s cu întrebările astea? De unde sunt curiozitățile astea în tine? Că nu ai voie tu ca om al lui Dumnezeu să ai astfel de curiozități. Dar n avea nimeni curajul să-i pună întrebări. Era tita mai împăratul. O au venit direct, ori scos. O scos toată, toată arhiva. Asta e Baceba, soția lui Iurie, O cheamă așa, are înălțimea aia, ochii ăia, atâția ani, atâtea kilograme. Asta e Baceba, bă, David! Pentru că te-ai lăsat de conectat de la glasul și voia lui Dumnezeu. Și asta e dovada faptului că nu mai ești în locul unde Dumnezeu ar fi vrut să fie. Pentru faptul că ți-ai pierdut busola morală, ai început să ai curiozități legale, curiozități care îl scot pe Dumnezeu din context. Și omul care începe să aibă curiozități ilegale în viață, curios de lucrurile de care Dumnezeu nu e curios, e dovada unei deconectări crunte și dovada faptului că și-a pierdut busola morală. Știi ce m-aș fi așteptat atunci în momentul ăla? Că asta e pericolul, că de a vă te ține acolo deconectat, cât mai departe de semnalul lui Dumnezeu. Și Aș aștepta ca David să se prăbușească atunci, să spună, Doamne, ce-am făcut? Îs mm -hmm. deconectat. Că dacă reușește diavolul să te deconecteze, să nu cumva să credeți că reconectarea cu Dumnezeu e așa, mai am venit. Că forța răului, aia nu stă cu mâinile încrucișate, aia trage de tine cât de tare poate. Tocmai de-aia e important și o să mă auziți într-un mod cât se poate de abundent repetând asta, e important să nu te deconectezi. Că doate ce te-ai deconectat, diavolul te de, de la Dumnezeu, diavolul te-ar ține cât mai departe, ar trage de tine. Pentru că diavolul de trăgea și de David în momentul ăla. Când David a început să aibă curiozități ilegale, n-aș fi aștepta să-i se aprind un bec roșu, băi, grav! Am început să fiu curios de lucrurile ilegale, m-am deconectat de la glasul lui Dumnezeu. E o problemă cu mine, trebuie să fac ceva, trebuie să schimb ceva. Da, de unde? Pentru că diavolul a reușit să-l deconecteze rău de tot. Și deconectarea de la Dumnezeu, când te face să-ți pierzi busola morală, după ce te face să ai curiozități legale în momentul în care n-ai puterea să te prăbușești atunci în secunda 2, te va face vrând nevrând să comiți păcatul. Ascultați-mă! Deconectarea de la grasul lui Dumnezeu și voia Lui, care te face mai apoi să-ți pierzi busola morală, care mai apoi te face să ai curiozități legale, până când comiți păcatul, e doar chestiune de timp. Deconectarea de la voia lui Dumnezeu și pentru o zi, până comis păcatul, e doar chestiune de timp. Acea deconectare de moment pune pe sentimentele tale ceva ce se dă foarte greu jos. Unii oameni vin și spun: Doamne, noi tot predicăm și spunem: Sângele lui Hristos spală orice. Așa e. Sângele lui Iisus Hristos te iartă pe deplin. Așa e. Dar ascultați-mă. Unii oameni au luat, poate și din exprimarea noastră a predicatorilor, poate ușor neatentă, au luat sângele Domnului ca și pe Dero. Or de câte ori vrei să-și bași hainele la spălat, ba și Dero în mașină. Ascultați-mă, sângele lui Hristos e scump, e precios, nu-l prădați ca Dero. Că unii nu contează că am păcătuit sângele lui, da, e adevărat, eu nu contez, Hristos iartă. Dar se uită Dumnezeu și spune, băi omule, tu ai mai prădat ceva sânge. Tu ai mai prădat momente frumoase. Un om deconectat de la glasul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, pierderea busolei morale și curiozitățile ilegale, te va face să comiți păcatul. David, deconectat de la voia lui Dumnezeu, păcătuiește cu ceva. M-aș fi așteptat măcar atunci să se trezească și să spună stop, stop, m am făcut o lată, gata, stop, dar, dragii mei, pericolul de conectări enorme e că diavolul care ți-o pierdut busola morală te ține atâta de puternic încât revenirea e foarte grea. Ați văzut oameni care au venit și au spus m-aș întoarce, dar nu mai pot? Dar de ce? Biserică este, pastor sunt, Hristos mai iartă? Zice, nu mai ce de ce nu mai poți? Păi ce e complicat? Păi de ce nu mai poți? în picioare, pe picioarele lui, sănătos, are toate lucrurile puse impecabil, în ordine, tot, tot e benefic lui, totul e favorabil și el cu aceeași poezie nu mai poți. de ce? Pentru că deconectarea la un moment dat are niște consecințe extrem de grave, deavolul trage și îl ține, îl face să comită păcate o, și uite, David aici a rămas tot deconectat din păcate. Pentru că în momentul în care ai avut curiozitatea ilegală în viață sau ai constatat că ți-ai pierdut busola morală? Pocăința trebuie să fie imediată. Trebuie să te prăbușești în secunda doi. Doamne, vreau reconectarea ta. Doar că unii spun, lasă, bă, bucă, nu contează că nu mă conectez astăzi cu Hristos. Că mai am timp mâine, poi mâine, o săptămână. Amânarea asta e dezastru. Eu m-aș fi așteptat când David o păcătuie cu Baceba, a doua, în secunda a doi, să prăbușe, bă, să plângă de să-l oprească sfetnice. Părinte, șeful, te rog eu, mai încet că trezești tot palatul. Da de unde? Ăsta nu-și dădea seama cât e de gravă de conectarea de Dumnezeu, de divinitate. Și vine diavolul și spune, bă, nu-ți fă nicio problemă, te conecta tu acum cu Dumnezeu, nu te conecta tu cu divinitatea, nu te du un pocăință, stai tu departe de Dumnezeu, că ascultă-mă, da, bă, de am făcut o prostie, ta o rezolvăm. Glasul ăla care te-a făcut să te deconectezi de Dumnezeu îți spune, ta o rezolvăm. Există o variantă. Vorbești tu de sângele lui Hristos, vorbești tu de, de puterea lui Dumnezeu, vorbești, bă, dar ascult, mai există o variantă, mai ieftină. Nu trebuie să mergi tu să plângi, nu trebuie să mergi tu acolo să te arăți, bă, eu o să la vinovat, eu o să la care am probleme, eu o să la pentru care trebuie să vă rugați. Vezi de treabă că mai există varianta aia, băgatul totul supreș, băgatul la sertar, naftalină, n-ai nicio problemă, las că le ținem acolo. Și tocmai de aia, pentru că unii țin astfel de lucruri de zeci de ani, nu mai poți bura ca vulturii că tot la naftalină. Și deavolul te face mai apoi să te păcălească și să spună, vezi de treabă, că avem noi o soluție. Și prin asta nu face altceva decât te de împinge în alte păcate. Știți că amânarea e un păcat catastrofal? Amânarea pocăinței e un păcat nociv. Și în loc David să își rezolve problema, vine lui o idee că la care l-a deconectat de Dumnezeu și începea să-i vorbească la nivelul minții și a inimii, îi spune, da, că avem o variantă, adul pe uria acasă. Bă, mai bine tu să plângi. Nu mai mergi tu să te conectezi cu Dumnezeu. Nu mai mergi tu să te pocăiești, nu mai mergi tu să sprângi păcat. Adul pe uria acasă, se rezolvă problema una, două. Păi să așa scrie scrisoare, să vină uria acasă, în unei lupte puternice. Vine dintr-o dată, primește Ioab scrisoare, generalul de pe câmpul de bătălie, trimite-l pe uria acasă. stă șocat. Cum să-l trimit pe uria? Când din vitejii mei. Bă, Era ordin prezidențial. Vi-l imaginați și permiteți acum adaptării mele, așa pentru voi mai tineri. Vi-l imaginați, dar un moment dat pe urie că vine acasă, se întâlnește cu David și zice, David, bă, uria, ascultă-mă ce mai m-am gândit. gândit. ca să te duci acasă, să-ți faci freza cu gel, să te dai cu Hugo Boss, să mergi tu acasă în noaptea asta. Stai și tu acasă, în familie, acolo, împreună, du te acasă. O avut și săracul David o noapte mai liniștită. O spătaș că a rezolvat problema. L-am trimis pe Urie acasă. Numai că Urie nu era deconectat de la voia lui Dumnezeu. Știți care era voia lui Dumnezeu atunci? Să câștige teritoriul. Să câștige bătălia, să nu piardă. Uri era conectat, dacă vreți, la voia lui Dumnezeu pentru popor. Luptau oștenii lui David pe câmpul de bătălie. Uri își face patul la ușa palatului și doarme acolo la ușa palatului. La un moment dat când se trezește David dimineața, șoc, ce faci, Urie? Să trăiești împărate, ascultă-mă, eu sunt conectat cu aia de pe câmpul de bătălie. Eu trebuie să stau lângă ea în vremea aia. Eu nu mă pot deconecta de voia lui Dumnezeu. N-am putut să merg acasă. Bă și m-aș fi aștepta măcar atunci să zică David, bă eu sunt deconectat de voia lui Dumnezeu, bă eu sunt deconectat de glasul lui Dumnezeu, bă eu nu mai înțeleg voia lui Dumnezeu, bă eu am luat o raznă, l-am adus, adus și pe ăsta, am și slăbit acolo trupele de pe câmpul de bătălie, l-am adus acasă pentru o nebunie de-a mea, pentru că eu nu vreau să mă reconectez repede cu Dumnezeu, pentru că nu vreau să plătesc prețul reconectării cu Dumnezeu, bă trebuie să fac ceva. Și m-aș fi aștepta să zică David, stop! până aici. Dar necon neconectarea cu Dumnezeu din grabă mare atunci când mintea, viața, relațiile o iau razna, produc tragedie după tragedie. Și la un moment David se duce la el în birou, ia pixul și foaia și scrie o scrisoare la Ioab, generalul de pe câmpul de bătălie și zice așa, puneți-l pe urie în cel mai greu loc al luptei și trageți-vă înapoi de la el ca să fie lovit și să moară. Nu e așa că e ciudat ce poate să ajungă un om în stare când se deconectează de la voia lui Dumnezeu? Nu te mai miră nimic. Bă, calcă pe alții. Calcă pe soț în casă, calcă pe soție, pe mamă, pe tată, pe prieten, pe biserică, pe șerfa lui Hristos. Calcă tot în picioare. De ce? Pentru că nu vrea să plătească prețul reconectării. Pentru că nu vrea din nou să se prăbușească în pocăință și rămâne tot deconectat. Doamne, ce istorie urâtă! Se scrie. Pentru că deconectarea îți pierde busola morală și nu mai vezi lucrurile cum Dumnezeu ar vrea ca să le vezi. Hai să vă spun al doilea pericol al deconectării. Pe lângă faptul că îți pierzi busola morală și începi să faci prostie după prostie. Când ești deconectat de Dumnezeu și de voia lui, nu mai ești conștient de consecințele păcatelor tale. Notați, când ești deconectat de voia lui Dumnezeu, nu mai ești conștient de consecințele păcatelor. Dacă tu minți astăzi și nu transpiri în secunda doi, e dovada faptului că tu nu mai ești conectat cu Cel ce este Sfânt. Trageți voi o linie. Câți din generația asta mai sunt în comuniune Sfântă cu cel tot puternic. Mă înțelegeți cam în ce fel de vreme trăim? Oamenii în șală și dorm mai apoi noaptea ne întorci. Vorbesc de rău, n-au nicio treabă. Îi preșudicează pe alții din multe, multe puncte de vedere. N-au niciun resentiment. Știți de ce? Că sunt conectați dar marea durere și marea tragedie e că ei nu mai sunt conștienți că momentul ăsta și perioada de deconectare de la Dumnezeu are consecințe grave. David trăia cum trăia. O păcătui cu Baceba, l-a omorât pe Urie, a început să ascundă, poate să mintă, să spună că el n-are nicio treabă, nicio problemă și la un moment dat toată perioada asta de deconectare, David nu mai era conștient că vine o zi a plății pe care nu o va putea plăti, că e una prea scumpă, nu va putea să-i facă față. Tocmai de aceea când omul doar constată, băi, eu m-am îndepărtat un pic de Dumnezeu, băi, eu nu mă mai rog ca înainte, eu nu mai cânt ca înainte, eu nu mai simt ca înainte în biserică, Bă, nu mai vibrează inima mea, bă, nu mai, nu mai plâng ca altă dată, bă, nu mai am milă ca altă dată, nu mai am compasiune ca altă dată. Omul nu trebuie să rămână în această stare în care merge spre deconectare, spre deconectare și din ce în ce în tot mai departe de Dumnezeu. Omul trebuie să se prăbușească, să-i spună, Doamne, e o problemă cu mine, eu trebuie să merg ca vulturi, să întineresc ca vulturii, să merg pe piscuri mai înalte și mai înalte și mai înalte. Nu să mă întorc înapoi sau să stagnez undeva și să zic, las că e bine că și -alții stagnează. Pentru că perioada aia scrie o istorie urâtă. Și perioada aia de deconectare în care omul face păcat, într-un fel sau în altul, are o plată. Dar marea tragedie e că omul nu mai e conștient că într-o zi le va plăti. Nu cu bani. care ar fi prea ușor. Vine la un moment dat prorocul Nathan în birou la David. Vă imaginați momentul. Intră, intră, intră prorocul Nathan. Uh, Permiteți-mi parafrazarea așa cu vremea noastră, să o adaptez la vremurile noastre. Să trăiești împărate, am venit să bem o la vața împreună. Au, ce mi-o iau de la hateri. Am venit să, bem bebem cafea împreună, nu știu. Intră la el, am dat în birou și spune așa, împărate, vreau să stau de vorbă cu tine, noi doi. Uite, știți că Nathan avea parcă tot timpul intrare specială la, la, la omului Dumnezeu, la David. Și Tatan era omului lui Dumnezeu, era prorocului lui Dumnezeu. Uite, am venit la tine în dimineața asta, vreau să stăm noi doi de vorbă. Pe poftiți, domnul Nathan, luați aici un loc, la mine în birou aveți tot timpul intrare. Intră Natan și spune, ascultă-mă împărate, în împărăția asta ta mare este un om foarte bogat și un om foarte sărac, ăla bogat are multe avuții, are mulți, multe oi, boi, are tot ce vrea el, ăla sărac avea o singură mielușă, o iubea ca pe viața lui, o ținea la pieptul lui, mâncau împreună, dormeau împreună, era totul pentru el, ăla sărac dedea totul pentru mielușa ăla lui, Da auzi împăratele, ăla bogat, o venit la într-o zi un prieten și ăla bogat nu s-a îndurat să ia o mielușa din staulul lui, să o sacrifice, să pună ceva pe masă, să se bucure cu prietenul lui și să o duci la singura mielușa a celui sărac. A sacrificat mielușa aia ca să se bucure el. Ce să-i se facă omului acestuia? David constată că omul ăla din popor despre care îi spunea Nathan era deconectat de la normele normalului. Constată David, bă, nu se pot, la mine în popor, da, bă, ăsta e deconectat de la realitatea noastră. Ăsta e deconectat de la adevăr. Ăsta e deconectat de la tot ce se întâmplă. Și nu-i corect asta în împărăție. Auzi ce zice David? Ce zice Biblia? David s-a umplut de mânie. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Dar ce s-a întâmplat? S-a umplut David de mânie, se ridică în picioare și zice David, consecințele de conectării sunt următoarele. Viu este Domnul că cel care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte și trebuie să dea înapoi patru miei pentru mielul care l-a luat. Asta e consecința unei deconectări de la voia noastră, de la mersul nostru frumos. Mai că vă imaginați momentul când Nathan se uită în ochii lui David? Se uită la și ce? Auzi, prietene, tu ești ăla. David, o da sentința. Patru miei trebuie să dai înapoi. Că nu poți să treci să te treacă ușor momentul ăla de deconectare, de nebunie, de luat urazna, momentul ăla în care ai fost curios de alte lucruri, momentul ăla în care l-ai scos pe Dumnezeu din context, momentul ăla în care nu te ai interesat că e Dumnezeu deasupra. Nu poate fi trecut cu vederea. Dar da, da Nathan, ca să-l facă conștient pe David, în ce hău s-o aruncat, O zis împărate, tu ești ăla. Vă imaginați că totuși David știa cu cine are de-a face, știa ce Dumnezeu este deasupra. Continuă glasul lui Dumnezeu prin prorocul Natan și spune Iată ce îți mai spune Dumnezeu, fiindcă mai ai disprețuit. Sabia nu se va îndepărta de casa ta. Și a trebuit la un moment dat David să plătească cu patru prunși morți, cu multe suferințe, dar m-aș fi așteptat totuși atunci, în momentul ăla, în care Nathan, eu zici ce eu spus, să spună David, vreau reconectarea cu Dumnezeu. Vreau din nou bucuria, vreau din nou prezența, vreau din nou harul, vreau din nou acel moment superb, vreau momentul ăla în care alții să mă ridice de la rugăciune, vreau momentul ăla în care să cânt și să mă supăr că nu mai există o strofă la cântare, că simțeam prezența lui Dumnezeu. Vreau momentul ăla în care să-l simt din nou pe Dumnezeu. Nu, păi da, ascultați-mă, David a intrat și a rămas tot în deconectarea lui și a intrat în momentul ăla de tăcere profundă. Să fi uitat în ochii lui Nathan și a zis, mai e ceva de zis? Nu, ești liber. Și o mers așa înainte, cum merg mulți din generația asta deconectați de Dumnezeu, doar care joacă teatru. Cu păcate la naftalină, inconștienți de consecințele păcatelor lor. Oameni care merg înainte și nu sunt conștienți că Dumnezeu supraveghează, că e atend la toate detaliile vieții. Oameni care merg din nebunie în nebunie, doar că e mascată, frumos. Și în acel moment a început să apese mâna lui Dumnezeu, pentru că știi ce face diavolul? Te deconectează de cel atot puternic și apoi pur și simplu te aluncă lasă. Și mâna lui Dumnezeu a început să pese. Și a început să pese tare. Eu lucram la predica asta și Carina mi-a întrebat: Tati, de ce nu mai zâmbesc cu oamenii? Și eu, mergând din cameră înspre birou, gândindu-mă la predica asta, am zis: Pentru că e doroasele. Și Darina la mic, a zis: O strigă din altă cameră: Asta se rezolvă la catena. Iată că durerea asta de oase catena nu rezolvă. Și singurul lucru care rezolvă durerea asta de oase interioare ale sufletului, dacă îmi permiteți, e doar reconectarea cu cel puternic. Și stare mulți oameni care se deconectează de la voia lui Dumnezeu cu busola morală pierdută, cu curiozități ilegale, cu păcate după păcate după păcate după păcate, împachetate frumos, în care în loc să se vină din nou prin pocăință, îi spune diavolul, taș, bă, că o rezolvăm noi cumva. Nu buzitul la nimeni, bă, ascunde-le, bagă le suprești, taș din gură că timpul le rezolvă, o să îmbătrânești, o să uite toată lumea. O, oh, poate să uite toată lumea. Hristos nu-și pierde memoria niciodată. Și merg așa prin viață. Și unii stați, alții mame, altele, alții trebuie să devină taci mame. Și oameni deconectați de Hristos, inconștienți de faptul că și-au pierdut busora molară și inconștienți de faptul că păcatul are consecințe, iau decizii în casă, iau decizii pentru alții, își plănuiesc viitorul, își plănuiesc cariera și după vreo 20 de ani de chin se întorc tot cu fața către Dumnezeu. Tu ești de vină, din cauza ta n-am putut, de ce pe mine nu mai lăsa? Și vine Dumnezeu și spune, pentru că tu ai mers în viață deconectat de mine, pentru că interesat. Dar la un moment dat, David, după multe momente de durere în care îl dureau asele, pur și simplu are puterea să plătească prețul reconectării. Se prăbușește jos, începe să plângă. El care l-a văzut pe Dumnezeu de nenumărate ori, care a văzut puterea lui Dumnezeu, care a văzut slava lui Dumnezeu, se prăbușește jos și începe să plângă. Și acum vreau să vă citesc rugăciunea lui David. Și acum vă rog să o ascultați în contextul pe care vi l-am spus mai devreme. Psalmul 51. Începând cu versetul 1. Hai să citim câteva versete. Dar poate tot psalmul. Dar fiți atenți. Acum uitați-vă cu mare atenție la psalmul ăsta. Și înțelegeți acum contextul în care David s-a rugat ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Dar de ce, David? N-ai putut tu să le ștergi? N-ai putut tu să le rezolvi? Nu, că deconectat de Hristos nu se rezolvă. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Încăci îmi ce-mi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Ia auziți ce zice, dați mai departe. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în elegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii. Dar vă rog, uitați-vă un pic la versetul ăsta. Dar fă dar să pătrundă înțelepciunea înaintea mea, în, înăuntru meu. Știți de ce? Pentru că numai oamenii înțelepți înțeleg că reconectarea e extrem de importantă. Numai oamenii deștepți înțeleg că reconectarea cu Dumnezeu are beneficii veșnice. Și zice David, Doamne, Tu vrei ca adevărul să fie înăuntru meu, dar știi ce te rog în inima mea, dar știi ce te rog, fă să intri înțelepciunea. Dați următorul verset. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât săpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie. Și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Imaginați-vă pe David acolo prăbușit. Pune în mine un duh nou și statornic care să nu se mai clatine, care să nu se mai deconecteze de la tine. Doamne, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Doamne, știi ce te mai rog? Sprijină-mă tu cu un duc de bunăvoință. Și vine la un moment dat Domnul și se apropie de David care avea puterea să vină înaintea lui Dumnezeu pentru o frumoasă reconectare cu Divinul, cu Dumnezeul cel atotputernic. Dumnezeu coboară întotdeauna lângă un om care are puterea să vină să spună Doamne, eu trebuie să mă reconectez cu Tine. Am pierdut acele momente frumoase, m-am lăsat păcălit de diavolul și am pierdut conexiunea cu Hristos cu plăcerea aceasta divină a părtășiei. Am pierdut, Doamne, plăcerea cântării, a rugăciunii, a bisericii. Vin din obișnuință, băi oameni buni, voi vă dați seama la ce pericol ne expunem când omul la un moment dat vine la biserică doar dintr-o pură obișnuință. Nu mai e din acea plăcere profundă, din acea conectare cu Hristos. Știți unde se mai vede la un moment dat oamenii deconectați de la Dumnezeu? Când la un moment dat când te apropii de ora de final și dacă audie că tu ai zis numai punctul 2 din predică, deja ai stresat. <laughs> și mai așa îmi vine câteodată să mai strig, deconectați lor. El e stresat deja, să uită, bă, dar ăsta numai două puncte, bă. Și dacă predică el numai pe două puncte. Numai îi vezi la un moment dat starea super stresată, că el trebuie să plece, pentru că, oameni buni, conectarea cu Dumnezeu, cu părtășia frățească, e atât de superbă. N-ai mai vrea să o lași niciodată. Pleci că trebuie să pleci. Nu că vrei să pleci. Și la un moment dat David cade jos, se prăbușește și începe să-și plângă păcatul și spune eu trebuie să mă, să, mă să mă conectez din nou cu Dumnezeul Mare. Haideți să vă arăt acum în final două texte scurte, un verset și mai apoi câteva versete dintr-un alt text, să vedeți cum arată viața unui om conectat la Dumnezeu în fiecare zi și în fiecare moment al vieții. Auziți! Psalmul 63 cu versetul 4. Și acum voi puteți să trageți din să-mi spuneți dacă generația asta mai e conectată de adevăratele la Dumnezeu sau nu. Voi trebuie să o spuneți. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea, și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Și acum eu vă întreb pe voi: când Sfinții ridică mâinile, ce se întâmplă? Când oamenii cu adevărat conectați la Hristos ridică mâini curate, rămân mâinile lor ridicate fără de răspuns? Nu. Niciodată. Când sfinții la un moment dat strigă și spun Doamne, noi te binecuvântăm Dar toată viața noastră Că-i bine, că-i rău, că-i că greu, că-i ușor Că avem, că n-avem Noi te vom binecuvânta, dar toată viața noastră Și Doamne, în numele Tău Că suntem în biserică, că suntem în spital Că suntem în foamete, că suntem în belșug Că suntem cu conturile pline sau cu datorii Noi ne vom ridica mâinile Și când sfinții ridică mâinile conectate Stați cu Hristos. De fiecare dată Dumnezeu scrie o istorie frumoasă. Vă vorbesc dintr-o durere a inimii mele. Mi-e dor de oameni conectați cu Dumnezeu de adevăratele. Alături de care să pot să-mi ridic mâinile și să mai văd slava lui Dumnezeu. Să mai văd puterea lui Dumnezeu. Să mai văd intervențiile lui Dumnezeu. Mi-e dor oameni deconectați de la Hristos, dar care doar joacă bine ca și David până la un punct. Era împărat, nu putea nimeni să-l tragă de mânecă, nu putea nimeni să-i spună, bă, hei, ai luat-o rasna, ai luat-o pe nevasta lui Urie, l-ai omorât pe ăla într-un mod indirect, ai făcut calul lui Urie să alerge spre moarte la un moment dat, nu ți-o păsat, ți-ai pierdut busola morală, David, vei plăti într-o zi, fi conștient, n-avea nimeni curaj, așa cum n-au mulți astăzi că omul poartă un nume care o vârstă, că îl cheamă X, Y, dar el poate e deconectat, că e tata, că e mama. Și poate el sau ea este conectat de la Dumnezeu. Și pruncii din casă au nevoie să vadă un tată care mai ridică mâinile spre cel tot puternic. Bisericile noastre mai au nevoie să mai vadă oameni care mai ridică mâinile spre Dumnezeul cel atotputernic. Și când sfinții ridică mâinile, Dumnezeu le onorează. O, oh, e o durere inimii mele pentru că am învățat să ne mascăm de conectarea. Am învățat să ne mascăm în depărtarea de Dumnezeu. Am învățat să ne mascăm trăirea în ascunzișuri și oamenii la un moment dat să fie specialiști în a le masca frumos. Știți unde se vede conectarea omului cu Dumnezeu? Atunci când îi mai cere lui Dumnezeu o minune. Unde sunt momentele astea? Pe păi Pavel și cu Sila, băștia nu puteau să ridice mâinile fizic. erau cu mâinile lanțuri. Dar așa au cântarea și cu siguranță dacă ar fi fost fără de lanțuri, nu? Sunteți de acord cu mine? Ar fi ridicat, cred că mâinile. Și starea asta lor și atitudinea asta lor a fost onorată de Dumnezeu și a coborât Dumnezeu în celula lor și a strigat Dumnezeu din cer, ăștia sunt oamenii mei, sunt oameni cu care am o comuniune perfectă, sunt oameni lângă care eu stau, sunt oameni la care vreau să le să onoresc cu prezența mea. Oameni buni, tineri dragi, generația asta, bisericile noastre, casele voastre, cele care poate vi le-ți temeia de aici pe mai departe, au nevoie de oameni care să fie într-o conexiune, perfectă cu cel atotputernic, care să nu-și piardă la morală niciodată, care să fie conștienți că păcatul are consecințe și care să se feriască de păcat și de cumva simt că undeva s-a produs o îndepărtare de Dumnezeu, să se prăbușească să-și ceară iertare, ca să poată în fiecare moment să spunem voi ridica mâinile spre tine, Dumnezeul vieții mele, voi ridica mâinile spre tine. Psalmul 116. Hai să vă arăt cum mai arată viața unui om conectat la Dumnezeu în fiecare zi. Voi trageți linie și spuneți dacă generația asta mai e sau nu mai e. Așa cum trebuie. Psalmul 116 cu versetul 1. Iubesc pe Domnul că cel aude glasul meu, cererile mele. Dar el și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața Mia, Mă înfășurase legăturile morții și mă apucase răsudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, cel cu care eu sunt într-o conexiune perfectă, cel înaintea căruia rămân, cel înaintea căruia trăiesc, cel pe care îl slujesc și îl onoresc cu viața mea, dacă vreți. Doamne, mântuiește-mi sufletul! Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Cei care stau într-o conexiune perfectă cu Hristos, cei care nu și-au pierdut busola morală să facă prostie după prostie, cei care se feresc de păcat conștient că păcatul are o consecință, vor putea să spună, iubesc pe Domnul, că cel dat, de unde știi că te aude, că m-a mai auzit. Dar nu știu, păi m -am mai auzit. Are Dumnezeu diferite metode să-ți răspundă. Închei. Okay. Într-una din zile eram extrem de prăbușit. Eram undeva în Occident și m-am prăbușit la marginea unui pat, într-o cameră de hotel. Înainte să mă duc să predic, i-a spus lui Dumnezeu, Doamne, am nevoie ca Tu să-mi vorbești, să-mi răspunzi. Poate nu vrei să-mi dai soluția la problema mea, dar te rog frumos din toată inima mea. Spunem doar atât că ești cu ochii pe mine. Atât. Mi-am ridicat mâinile mele astea slabe, acolo înaintea lui Dumnezeu și am strigat în camera de hotel. Știi de ce te iubesc? Că tu m auzi. Că tu mai ai o răspuns și pentru mine, nu știu cum. Dar de aia te iubesc. Iubesc pe Domnul că ce laude. Și am zis, Doamne, mai mai auzi și altă dată, te rog, ascultă-mă și de data asta. Atâta, poate nu vrei să-mi dai răspunsul, dar măcar spunem că ești cu ochii pe mine. Era dovada conexiunii mele cu Dumnezeu. Dacă nu mai îmi spunea nimic, aș fi fost prea prăbușit. O sunt pe soția mea și spun, Andreea, n-am nicio soluție la problema noastră, dar știu că Dumnezeu o va avea. I-am zis la telefon cu siguranță, Dumnezeu și de data asta se va implica. Și i-am spus, i-am spus lui Dumnezeu să-mi spună doar atât, că e cu ochii pe mine. M-am dus la, acolo la, într-o sală închiriată, am predicat și la final vine la mine o mamă, un tată și cu câțiva copii. Și am întrebat mă, mă cunoști frate Alin? Și am zis, nu te cunosc. Eu sunt din satul Cutare, tare, mi-explică ea toată povestea, tata lor a murit când ea era mică, Răsturna cu tractorul. La un moment dat, oamenii din sat, printre care și bunica mea s-a hotărât să le ducă de mâncare în fiecare zi, eu am luat o plasă să mă duc să le pun mâncarea în gard, trimis de bunica. N-am știut ce fac, n-am vrut neapărat să fiu, eu aveam vreo 13 ani, dacă mai țin eu bine minte, dar bunica o zis, Alin, du-te că va veni vremea când Dumnezeu îți va răspunde și El ție și am plecat. Era un moment în care păstram conexiunea cu Dumnezeu prin ascultare. Am lăsat plasa în gardă, acum ca tot român care face ceva ce nu-ți convine, am bombănit-o drumul, e drept, am tras-o de plasa aia după mine, am bombănit-o drumul, m-am dus și am lăsat-o în poartă și am plecat mai departe. Când am povestit cine este, eu mi-am adus aminte de momentul ăla. N-am zis nimic. La un moment dat, am întrebat pe copiii ei care erau acolo ce vrei să te faci în crești mare. Și nu că polițist, unul farmacist farmacistă, ca mai la modă, polițist, farmacist și uh, aitist. Deci ce vrei să te faci? Păi polițist, farmacist și aitist. Uh, la un moment dat, uh, ori pleca copila și mai mare, o mai rămas o fetiță așa mai mică. Mie mi dragi tare copiii și am zis, Băi să mai fac un pic de conversație cu ea. Și ce să o întreb? Am zis, care e cea mai mare curiozitate a vieții tale? în perioada aia căutau ăștia submarinul ăla scufundat pe lângă Titanic cu miliardarii. Mă așteptam să-mi spună cea mai mare curiozitate a vieții mele e să mă duc cu submarinul. Era o știre care apărea pe toate ziarele, pe toate canalele și am zis, mă, poate o fi auzit și ea, dar nu. Mă așteptam să zic că cea mai mare curiozitate a vieții mele e să mă duc cu racheta, să mă duc cu tancul, nu știu, să mă duc cu ceva cu ce n-am fost, bă, să-mi că ceva mai aparte. Dar fetița începe să plângă. Strânge din octare și în pumnișori. Băi, eu m-am speriat că am spus, dar ce am întrebat așa de grav? Că am întrebat că cea mai mare curiozitate a vieții ei uita maică s-a uitat la maică-sa și maică-sa o zi, spune. Și-a zis, frate Alin, cea mai mare curiozitate a vieții mele, acum era răspunsul lui Dumnezeu, Alin, eu scu ochii pe tine. Cea mai mare curiozitate a vieții mele este să-i cunosc într-o zi pe îngerii prin care Dumnezeu o trimis de mâncare la mami când ei erau mici m-a făcut praf. Am zis, Doamne, eu am fost un înger pentru familia asta atunci, așa, pus de tine. Tu te-ai folosit de un amărât ca mine, de un copil de 13 ani, să mă duc o plasă, ca după ani de zile să-mi răspunzi prin asta, că tu ești cu ochii pe mine? Să-mi răspunzi să-ți pui alin, Orice conectare prin ascultare, prin pocăință, prin a duce înaintea lui Dumnezeu lucrarea lui, prin implicarea frumoasă și prin a rămâne în voia lui Dumnezeu, nu rămâne niciodată fără de răspuns. Mi-am sunat soția acasă și am zis, Andreea, nu mi-a dat Dumnezeu rezolvarea la problema noastră, în schimb mi-a spus cu subiect și predicat că e cu ochii pe noi și sunt foarte sigur că într-o zi o va aduce și a adus-o. Înțelegeți cât e de important în viață să rămâi conectat cu cel tot puternic? Da, vă mai zic una. Mă iert? În urmă cu aproape patru săptămâni în casa noastră a mai venit o fetiță Victoria. Să ne trăiască, mulțumim frumos. Victoria a venit după 10 ani. Cel mai mic băiețel al nostru, dar în penultimul, acum are 10 ani. Victoria a fost o fetiță chemată, dorită, așteptată. În momentul în care a venit Victoria, Andreea a născut, nu m-a lăsat să intru la ea, născând prin cezareană și fiind destul de complicată un pic perioada, la un moment dat m-a lăsat, așteptam să mă lase să intru la Andreea. Într-o dimineață, într-o cafenea din Timișoara. Pentru că nu veni să-i spună nimic de Victoria, Andreea îmi spune, Alin, nu știu nimic de Victoria, îmi scrie mesaj. Eu rog pe cineva să trimit o asistentă să-i spune și îi spune la Andreea în prima zi, da, după masa, zice, fetița dumneavoastră a avut un geamă de respirator la naștere. Nu am știu noi ce să înțelegem prin geamă respirator. No, nu, nu o fi respirat bine, nu ne-am impacientat tare. Vine mai apoi după câteva ore și îi spune, fetița dumneavoastră nu reacționează bine la manipulare. Atunci când noi o schimbăm, o învârtim, o sucim, nu reacționează bine. Nici asta n-a știut ce înseamnă nu reacționează bine. A doua zi dimineață eu așteptam să-i mă duc la Andreea Să mă lase să mă duc Și Andreea îmi dă mesaj Alin a venit doamna doctor și mi-a spus Că Victoria noastră are probleme cu inima Și au transferat-o de urgență la un alt spital Eram într-o cafenea în Timișoara Așteptam să mă duc la Andreea la programul de vizită Instantaneu am transpirat Vreau să vă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu în următoarele trei secunde o liniște profundă a cuprins inima mea. Era glasul lui Dumnezeu și răspunsul lui Dumnezeu Alin. Eu suveran și peste inimă. Eu suveran și peste momente. Ce greu mi-ar fi fost să nu-i mai aud glasul atunci. Să nu mai pot simți. Să fi fost deconectat de Dumnezeu. În mintea mea, în alea trei secunde, s-au învârtit toate. Medici, probleme, operație poate, alergătură, spitale, timpul care trebuie să ne-l punem în treaba asta. O, toate mi s-au învârtit în minte. Dintr-o dată m-am liniștit, am luat telefonul și am scris la Andreea. Andreea, Dumnezeul pe care noi îl avem, cu alte cuvinte, dacă îmi permite să parafrazez un pic mesajul, cu care noi suntem conectați și vrem să rămânem strânși legați de El, Va face și de această dată să fie totul bine. Și ca să mă convinc că m-am înțeles, am scris totul și am pus semne exclamării. Nu m-am dus atunci la spital, la Andreea, totuși n-am putut să intru și m-am dus după masă pe la vreo ora 5. Când am intrat în salon, Andreea era cu Victoria în pat, adusă de la celălalt spital și de la celălalt medic cardiolog. Andreea plângea de bucurie, îi văcea pe fața așa la Victoria și îmi spunea printre lacrimi Alin, Dumnezeul nostru ne mai ascultă. Mi-am dat seama, a venit acasă, e bine Victoria, extraordinar de bine, lăudat să fie Domnul. Mi-am dat seama cât e de important ca să poți să fii conectat cu cel tot puternic. Și atunci când vine Valea, să poți să spui ca și David altădată. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrii morții, nu mă tem de niciun rău, că și tu ești cu mine. Conexiunea cu Dumnezeu și divinitatea funcționează. Că tu ești cu mine. Vă doresc din toată inima, dragii mei, să fiți oamenii care să rămâneți mereu conectați cu Dumnezeu. Și dacă vreodată vreți simți o ușoară deconectare, strigați prin pocăință. Sinceră. Amin. Și aș vrea să ne rugăm în sensul ăsta. Și dacă nu vă cer prea mult, haideți să stăm ridicați. Și, dragii mei, în seara asta, știți la ce vă provoc? La multă sinceritate. O zis un predicator, vă provoc la puțină sinceritate, și unul de lângă mine, a zis: dacă nu mai puțină, nu, nu pot să scoat tot. Eu vă provoc la multă sinceritate. Fiți sinceri. Nu e așa că parcă vremea asta societatea în care noi trăim, momentele neatente ne-au deconectat de la prezența lui Dumnezeu, toți veți avea nevoie să fiți din nou reconectați. Mai devreme sau mai târziu veți avea nevoie să-L simțiți pe cel tot puternic. În seara asta spune lui Dumnezeu, Doamne sunt aici, pentru că vreau să trăiesc într-o comuniune sfântă, strâns legat de tine și de voia ta, în fiecare moment al vieții. Nu fiți grăciți nici la vorbe, la momentul acesta de închinare, strigați către un Dumnezeu care vă poate lua inima, sentimentele, viața, viitorul și vi le poate ține toate strâns legate de El. Ne rugăm cu toții înaintea Domnului.